Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, martirizat în anul 305. Sărbătoare a fost cu acest prilej și pentru credincioșii parohiei Sfântul Gheorghe din sectorul 2 al capitalei. Aceștia s-au putut închina la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Pantelimon adusă de la reședința patriarhală și așezată încă de ieri spre închinare în biserica parohială. Sfintele moaște au fost aduse cu prilejul celui de-al doilea hram al locașului de cult, Sfântul Pantelimon, sfânt care a dat și numele cartierului unde se află biserica. Sfânta liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Sfântul Pantelimon este sărbătorit în ziua de 27 iulie, pentru că el a trecut la viața veșnică după ce i s-a tăiat capul din porunca împăratului Maximian, când a avut loc un nou mare val de persecuții împotriva Bisericii lui Hristos, împotriva membrilor acesteia. Pentru ca trupul său să nu fie cinstit de către creștini și moartea sa minunată să nu devină un motiv de convertire a altor tineri sau martori la această persecuție, s-a ordonat incendierea trupului Sfântului și a măslinului care a înflorit în chip minunat. Însă atât trupul Sfântului cât și măslinul nu au putut fi atinse de foc. Și atunci creștinii au înmormântat cu mare cinste trupul mucenicului, care în secolul al VIII-lea, potrivit Sfântului Ioan Damaschin, a fost dus la Constantinopol, de unde cruciații latini în anul 1204, după ce au cucerit și jefuit Constantinopolul, au luat sfintele lui moaște și le-au dus în Occident. Cea mai mare parte a moaștelor sale se păstrează într-o mănăstire din preajma Parisului, cea mai mare parte a capului se află la mănăstirea Rusicon din Sfântul Munte Athos, mănăstirea rusească, care este pusă sub ocrotirea Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon. La noi în țară, în mai multe biserici și mănăstiri, se află mici părticele din moaștele Sfântului în Moldova, în țara românească, pentru că a fost mai ales un mare vindecător, atât în timpul vieții, cât mai ales după moarte, mai ales față de cei care au mers în pelerinaj și s-au închinat la cinstitele sale moaște. Sfântul Pantelimon a devenit, în decursul istoriei, patronul multor biserici și mănăstiri, dar și al multor așezăminte de sănătate aflate sub patronajul bisericii. Așa se face că și cartierul acesta mare din București se află sub ocrotirea Sfântului Pantelimon și în acest cartier s-a aflat până în vremea comunismului mănăstirea Sfântul Pantelimon și spitalul și leprozeria de aici. Situată în sectorul 2 al capitalei, pe șoseaua Pantelimon numărul 131, biserica s-a aflat pe lista locașurilor de cult pe care regimul comunist dorea să le demoleze. A fost translată în perioada 1985-1986 și a trecut de-a lungul anilor printr-o serie de restaurări.